3, 2, 1, și... Zici că merg cu barca. Merg cu vaporul. Ce mișto e! Vedeți, îi place! Golane! O dăm, golane? O dăm! Hai, tată! De această dată o să facem ceva mai special. O să schimbăm mașinile. Eu cu Uzi aici de față. Nu uitați acolo pe butonul de like, să vă abonați dacă sunteți noi. După cum vedeți aici, Uzi și-a făcut o achiziție, o Mazda CX-5. Și o să lăsăm să conducă și Matiza, să vedem dacă se descurcă. Nu-mi da cu emoții, că știu că e mai complicat așa, că e vechi, e manuală, nu știu ce. Asta este și automată. E prima dată când o să conduc automat, așa că o să fie destul de interesant. Nu este nimic complicat la automată, dar o să mi se pare mie interesant așa, să vedem cum o să două fie. Două pedale. Da, două pedale, ce să fie complicat la două pedale? Ca la proști. Și am revenit din mașină, suntem în Mazda CX-5-ul lui Uzi și... Lui Uzi! Astăzi este prima oară când Andrei o să-mi conducă mașina, dar prin București, bineînțeles. Ai greșit aici, că o să mergem în afara Bucureștiului, o să mergem pe autostradă, o să ne ducem undeva unde nu e aglomerație. Ai, pentru... una... pe Germania, ăla e da, hai că... E foarte important că avem airbag-uri și dacă... Nu mai stă la discuții, guys, intrăm imediat în subiect. Hai să ne punem în mișcare. Deci punem piciorul aici pe frână, presupun, și după aceea dăm în drive. Da. Așa? S-a băgat în drive. S-a băgat. Bun, și acum eliberez ușor frâna. Și pleacă. Da. Mă, și pleacă singur, ești nebun. Semnal dreapta. Da, astăzi voi fi instructorul tău. Ce, polițist? De parcă știu zi traseu. O să-l băgăm pe Uzi și pe Matiz după asta, să vedem cum se descurcă și pe Matiz, asta acolo o să fie mega interesant, abia aștept să-l luăm, pentru că Mazda asta, vă dați seama că nu e nimic complicat să conduci Mazda asta. Uite, ușurel așa, să ne învățe și noi care e treaba. Dacă mă pui acum pe Matizul tău, trebuie să mă fac de râs, să mi se oprească motorul, taci, tata, că taci! Nu mai, vezi că avem roșu, Andrei. N-avem roșu, că facem dreapta. Stai că facem dreapta. Mamă, dar mi-e ciudat că vreau să apăs ambreiajul, să țin acolo. Păi da, îți dai seama că sunt... Dar n-am mutat piciorul acolo, dar am un pic senzația asta să mut ambreiajul și toate astea. Gata, mă. Se aude motorul. Scuze-mă pe mine, dar așa e automat, n-am cum să schimb în viteze. E insonorizată foarte bine, deci ce conducem noi aici este un Mazda CX-5 din ce an? 2018. 2018, motorul, ia spune-ne acolo, o descriere. Deci 2.2. Da. 174 de cai putere. Mm-hmm. Este motor aspirat. Am observat că este un motor aspirat, știam că Mazda face motoare aspirate care fac un consum destul de bun oricum, că e 2.2 și diesel scoate. Bă, mie îmi place foarte mult că gen e super silențioasă, știi, adică da, când stai pe loc, abia era că se zici. Da, acum să zic, vin de la Matiz, zici că merg cu barca. Merg cu vaporul, bune, cu vaporul. Mor. Păi vă dați seama, oricum abia aștept să-mi vină și mie noua mașină acolo, să te dau o tură. Opa, să fie... Exposed. Nu, am mai zis de mașină, încă nu știe nimeni ce mașină o să fie, nimeni nu știe. Dar... Lăsați în comentarii ce mașină credeți. Eu da, zic... spuneți în comentarii ce mașină presupuneți voi că o să fie. Eu zic că o să fie o Dacia aia nouă, 2022. Nu, eu nu spun absolut nimica, nu o să dau nimica. Părăsești banda, părăsești banda, Andreiule, ce faci, că ceartă măzduța, Andrei? Păi scuze-mă pe mine, vreau să stau în boschi, să știi. Corect. Sunt curios să văd așa cum o să fie puțin pe autostradă. Chiar sunt curios un pic cum o să fie. Rosă. Adevărat, dar te-ai mers cu ea pe autostradă până acum? Că nu cred că ai mers. N-ai mers cu ea pe autostradă. Bă, mi-o dai și mie o dură. Cum e să conduci un SUV? Părerea mea cum e să conduc un SUV, păi... E interesant, dar adică mi se pare, ți-am spus că e foarte mare, să observ că e foarte mare. Adică chiar mă uit în oglind și văd că e, am aripile, văd aripile foarte clar. Acum că mă uit, bine că sunt semăn cu tine, că am uitat să-mi reglez și oglinzile, mi-am reglat doar scaunul. Da, dar, avem aceeași înălțime, aceeași. M-am uitat oricum înainte și am văzut că se vedea ok și am zis că e ok. Simul cu care nu-mi place că e foarte cursiv așa, nu te smurcește, nu vezi nimic, nu prea e sportivă, știi? Da, știu. Sportivă? Stai, și îți place că nu e sportivă? Păi nu, tu îmi place. Care... Păi da, păi îmi place, ăsta îmi place când e sportivă, asta nu-mi place, că mie nu prea place că nu prea e sportivă, e așa foarte calmă, cursivă, da, dar și se turează foarte mult, asta am văzut. Păi da, e diesel, îți dai seama și, da. Eu m-aș plictisi de aia, sincer zic. Deci eu m-aș plictisi de aia. De mașină? Da, de asta da, pentru că ți-am spus, e așa.
se pare prea mare pentru placul meu, că eu sunt cu mașinile sedanuri, sunt cu mașinile sportive. Da, nu sunt așa cu mașini mari, nu sunt fan SUV-uri să fie mașină mare, sunt toate astea. Și na, mașina e mare, dar am văzut acolo în portbagaj că nu e așa de mare portbagajul, știi? Da, 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 crede-mă că ai da, loc în spate. Da, loc în spate, da, dau seama, îți dai seama că ai loc în spate. Dacă în CX-5 nu ai loc, în ce ai loc? Păi aia zic. Nu știu, mi se pare super că ai loc la picioare, ai loc, știi, să... Ia uite-l. Bă, what the fuck? Suntem pe centur? Orice e pe centur. Dude, ăla e insane, ce naiba? A, o altă chestie să vă spun. Uzi, e prima dată când am ieșit prin București, bă, și merge așa de greu omul prin București, stă la fiecare chestie și toate astea. Nebun. Păi trebuie bun. Să mă uit, să văd, da, să semne. Da, să nebunile. Tu ai condus data la Târgoviște, unde e locul mult mai relaxat, e totul mult mai chill. Da, chill. La București e totul așa, hai mai repede, hai toate astea. Am și văzut. Dacă îți stai lumea față, dacă te vede că te miști așa când de am venit, greu, era unul cu Duba, îmi dădea flash-ul și mă claxona. Cred că ce era la gura lui, cred că zicea doar de bine și de sănătate. Venea să-ți pămâna pe geam să-i zic, mulțumesc, zici și de mama oleacă. Cred că mi-a zis de tot neamul meu și nebun la cap. Uitate, în jurul ăștia se enervează, după aceea stai fața, știi? Adică asta e nașpa, că trebuie să te menții cu traficul în București, știi? Mamă, dar ce grop e, Andreiușule. Băi, România, zici că eu l-am făcut. Eu l-am asfaltat pe aici, eu administrez, sorry, sorry. Ți-am zis atâtea ori, Andrei, vino și tu asfaltează și tu. Da, păi scuză-mă, așa, sorry, hai, sorry. Hai că te scuz. I'm sorry, sorry. Așa, liniștitor. Liniștitor, ia fi antenă, ce liniștitor e acum. Uite, vezi? Kickdown. Vezi? Ce? Asta a fost kickdown. Și vezi, mi se pare că nu se duce așa rachetă. Uite, vezi? Kickdown. Mie mi se pare super rapidă. Da? Da. Uite, cam 103 așa, gen. Ideea e un kickdown. Bam. Da, și eu. A venit iarna la noi. Te vezi? Aaaa, stai mă că am descoperit ceva. Ce? Are ăsta, cum îi spune, îi deblochează pedala, fii antenă. E o chestie, o să simți când o să conduci, că ți se deblochează pedala, efectiv. La un moment dat zici că ai ajuns la fund. Dar după aceea dacă dai mai tare un pic, ți se deblochează efectiv pedala. Jură-te! Da, da, da. Bă! Mă lași pe mine să conduc? Da. Mă lași pe mine să conduc, e mașina mea, da. Bă, nu, pe bune, că n-am avut unde să-i dau pe autostrada, da, mă, Andrei. Da, 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 what the fuck, nu știam. Uite, bam, kickdown acum, vezi? Acum e la fund pedala, înțelegi? Și s-a deblocat în plus? Sau acum, cum? Da, se simte un pic ca și cum se deblochează un pic acolo, înțelegi? Ah, lol, ce tare e asta. Acum sunt cu ea la fundul ăla, da? Și acum îi dau kickdown. Vezi cum sare? What? Vezi? Mamă, ești nebun? Dar vezi tot, viteza nu sare așa de da, mult. Da, da, mai cum ies? Mă, oh, condus super ok, nu mă așteptam să te obișnuiești așa bine. Da, n-am treabă. Vrei să facem un 0-100? 3, 2, 1 și... Mă! Și încă Suda! Asta a fost... Cât a scos? Habar n-am, o să vedem la editare cât a fost. Ia, chiar sunt curios. Nu e așa rapid, o, îți dai seama că e SUV până la urmă, da? E liniștită, da, e, sunt și SUV-uri care te bag da, acolo. Ce ai, mă, ești nebun. Dar se vede că n-are ce să intre, nu intră nicio turbină, știi? Da, știu. Adică ai impresia că unde ți-e turbina, unde să intre ca să-ți dea zvâcul ăla, știi? Mm-hmm. Adică nu-ți dă niciun zvâc, nu te zmucește, știi? Știu ce zici. Aici, dacă aveam tobă, frumos, să băgam aici și auzeam cum se... Ia, ia, las-o așa, la panara aia. Și vrei să turezi, dar n-ai cum să turezi, decât pe, pe neutru. Neutru, da. Wow. Zici că e motor de Dacia, mă crezi? E, nu e un motor de Dacia, dar se simte, îmi place că nu se simte, gen, se simte, nu se redă vibrațiile motorului, e un motor mare care nu se simte da, în cavitate, asta e mișto. Ce atât băgăm pe Matiz acum? Bă, nu, mă, mi-e frică, mă, ești nebun. Păi mie mi-e frică. Îi dăm la întoarcere, o luăm spre casa acum. Vezi că e la fund acum, gen, e la fund de da, tot. Și... Mamă, așa. Prima oară pe autostradă, ești nebun. Prima oară pe autostradă. I-am pus ochelarii ca să văd bine, să ești nebun. Și acum am să văd un zbor. Ia. Dar mai spune. Tu nu ai dat kickdown. Ba da. Nu? Bă, i-am dat kickdown. Nu. Asta, vezi, ai drum că nu se descoperi pedala. Crede-mă că am văzut că n-am se ducea. Ai simțit pedala aia că se rup? N-ai simțit-o, e? Vezi asta zic, cum deci nu ai dat kickdown. Deci dai tare. Da, la maxim, gen. Stai puțin. Hai, și acum dai tare.
dai? Da, m-am simțit, am ai simțit acum? Da, am simțit. A, cum ai simțit, doamne? E, și cum e? Aia e exact pentru dacă vrei să depășești, știi? Dacă vrei să-ți otureze mult, știi? Uzi, vrea să decolăm ceas. E, cum se pare? Băi, e super. Mamă, să mor eu cât de mișto e. Păi, îți dai seama că zic că chestiile astea la mașina mea? Bă, na, nu cred, cred că are pedala un defect sau ceva de genul, că nu cred că ar trebui să... Fac așa. Ba da, mă, ăla e efectiv pentru kickdown. De ce crezi, de ce crezi că îți reacționează motorul? Că dacă nu reacționa motorul, mai zice că e defect, dar nu e defect. Mamă, păi dacă mergi cu mine la mare... Hai, o să plâng, cred că... O să... Ajungem în 3-4 ore, 5 ore. Cu zi, da. Și revenim, cred că, guys, din Matiz, să vedem câteva cadre din Matiz cum se descurcă Uzi. Nu, nu, nu. Ba da, ce? Ba nu, ba revenim. Nu. Se ambreajul atât de mic? Atât de mic? Motor de golan. Ah, am pus contactul. Motor de golan. Abia acum ai pus. Abia acum am pus contactul. Ok, motor de golan. Ai dat drumul la climă? La climă. N-are climă? Ce băi, ești de pup de aici, uite. Decolăm. Bun, Andrei. Hai să te văd. Mamă, ce bine intră în viteză, ești prost? Pă, bune. Hai, să te văd. Așa, Andrei. Ia să văd. Am început bine. Stai. Stai, da, nu plec, dubla 2. Nu plec. Ok. Hai. Bă, dar las-o moartă, pe bune, trebuie să dau cu ambreiaj. Și accelerație, că așa e. Asta e mașina benzină. Trebuie să dai un pic de accelerație. Că așa e la benzină. Dar da? Merge și doar un pic de ambreiaj, dar te dai și... aia zic. N-ai servo! Bună dimineața! N-ai servo! Ți-am zis că n-am servo de nu știu câte ori. Am zis de nu știu câte ori. Deci n-are aer condiționat și servo. Ușor, ușor. Ah, băgam! Dude, ești prost? Ca să înțeleagă ce se întâmplă aici. Acum pricepe și Uzi care e șmecheria. Cum e senzația? Mancați așa, Andreiule! Dreapta, stânga. Dreapta, că de stânga nu poți face. Mama mea, Andrei. Asta zic, guys. Bine că l-am pus la... ușor. Bine că l-am pus la volanul Matizului, că se învață mai bine aici. Să vezi și tu cum e să conduci o mașină veche, să te vezi pe asta. Că dacă știi să conduci așa ceva, te descurci după aceea. Nu prea are frâne. Ba da, trebuie să le apeși calul. Are acum. Ce mișto e! Vedeți, îi place. Vedeți, a să nu mai ieșesc în comentarii că de ce îmi place mie. De ce mi-e place? Dar îmi place motorul, cum dreapta. Sună. Îți place cum sună motorul, că e cu tine acolo. Dă-i la... Mamă, de când am mai condus o manuală, mă jur ce tare, Andrei! Atât de greu se controlează, trebuie păi să da. Fii aici... Păi ești una cu șoseaua, dacă... Să fii una cu mașina? Ce una cu șoseaua? Lasă-o moartă! Păi da, auzi motorul, auzi, simți orice groapă... Dacă ai dat pe mașina, 2000... 2000 de lei! 2000 de lei! Ce să vrei la 2000 de lei, și nebun? Mamă... Am Smart City Break de-alea automate. What? Bro, what are you talking about, man? Lasă-o moartă, că n-ai cum așa ceva, Andrei. Da, dai pe ăla, să vezi cum se duce. Pum, rachet. Bă, da, motorul îmi place cum sună, mă crezi? Sună mai bine ca la mea. La mea ce n-ai, bă, nici nu aud motorul, gen. Mă jur! M-am îndrăgostit de motorul, de Matiz. A, că te-ai îndrăgostit de ăsta, te prind cu rapidul atunci. Că ăla se aude mai mișto. Ne întrece BMW-ul, dă-te, bă, că cu 0.8 tu te întrebi. Dreapta. Dar dă-i schimbă vitezele, că... Aia a cincea? A cincea, da. Dă-i dreapta, tare, că trebuie să mergem. Acolo? Da, pe unde am luat-o și eu. Golane! O dăm, golane? O dăm! Hai, tată! Hai, mă, că nu e chiar așa rău când e mișcare, să vezi cum e să o parchezi. Da? Da. Pe loc e haos, nu? Păi, e dai, sunt aici, nu? Da. Ia că sunt curios. Ia mișcă acum, de volan. Aha, mor!
Mamă, n-ai cum să o miști. Mă, mă jur, bă. Ai cum? Păi ai cum, aia zic că eu, eu o mișc. Vezi? Trebuie să... Ajung la Târgoviște transpirat. Transpirat. Hai. Gata. Bă, ce mișto e, mă jur. Care e ultimul preț? Cu cât mi-o lași? 2500, fac profit 500 de lei. Bă, domnă, n-ai bine, ce am în plus la ea? Am măcar muzică? Subwoofer? Da, vezi că poți să conectezi telefonul, n-ai nicio treabă. Bă, domnă, n-ai bine. Pui GPS-ul aici, mergi, bă, stai, ești de bun. S-aude prin box, ești da? Telefonul. Păi da, eu te văd. Hai, 2400. 2300 este la 2400. 2400. Ce ai, bă, că fac 7500 de lei, bă. Cum să o dau cu atâta? Ai mai investit ceva? Are probleme cu planetara, ceva? Avem la motor probleme? Deci a venit cu rovinietă, a venit cu ăsta, cum îi spune. Ce a venit, mă, de mi-a plăcut mie că a venit? Cu cauciucuri de iarnă, care în momentul bă, de față, are cauciucuri de iarnă, da? Mai de zi mai bun dacă e la casă. Volanul are o textură super bună, e de calitate, îmi place. E așa o gumă e sponge, moale. E așa, e sponge. Da, e super de calitate, chiar îmi place. Dă-i. Hai, bă, dă-i cu tupeu. Ce te... Boss, uite așa. A, da? Așa. Gata, ho, că ne trag ăștia pe dreapta. Zic ăștia că am înnebunit. Dar cred că cam atât a fost cu acest vlog. Bă, cam atât, băieți, cu acest minunat vlog. Sper că v-a plăcut. Nu uitați, dați acolo pe butonul de like și de subscribe, să vă abonați dacă sunteți noi pe canal. Și noi ne auzim. E verde, bă! La următorul. Car vlog chat. Vă pup! Vă pup, mă!